Vă amintiți când prezentam fotografiile cu șefa de ICOT mergând la cumpărături de lux la Paris alături de politicianul Elena Udrea? Astăzi a fost prima dată în care procurorul șef de la DNA, Laura Codruța Kövesi, și Tiberiu Nițu, adică procurorul general, au făcut comentarii pe această temă. Mult mai reținut Nițu, mult mai așa, în fața presei, Laura Codruța Kövesi dând, aș spune, direct în Alina Bica. În legătură cu raportul care se va întocmi în ceea ce o privește pe doamna Bica, ce părere are? Păi, raportul este întocmit de Inspecția Judiciară. Urmează să fie dezbătut în Consiliul Special al Magistraturii. Aici. Nu aveți experiența acestor lucruri. Da, dar vă rog să nu-mi cereți să mă pronunț înainte de a mă pronunța în cadrul în care este procedural. Dar o părere ca cetățean? Nu. Aici nu sunt cetățean, simplu cetățean. Sunt un procuror general și am dreptul de vot în secția pentru procurori. Dumneavoastră v-ați plimba cu un politician în afară? Eu nu m-am plimbat. Niciodată nu mă văd cu politicieni, cel puțin în timpul liber. Uneori, datorită atribuțiilor de serviciu, trebuie să interacționez, dar doar la întâlniri instituționale și la activități instituționale. În timpul liber nu mă văd cu politicieni și nu mă întâlnesc cu ei. Consider că este o incompatibilitate cu statutul de magistrat și, având în vedere calitatea mea de procuror în Direcția Națională Anticorupție, cred că ar fi total nepotrivit să mă văd cu politicieni în timpul liber. Bun, deci aici declarația o incriminează clar pe Alina Bica. Nu e o judecată, cât este o direcție clară. Ce noi spunem din campanie, de când am avut imaginile. Foarte corect. Da. Cred că pentru prima dată sunt în asentimentul doamnei Laura Codruța Kövesi. Cred că așa se spune. Doamnei Laura Codruța Kövesi, doar că înseamnă că sunt probleme în paradis, zic și eu. Adică s-a stricat feng shui-ul acolo, în triunghiul binecunoscut, politico-judiciar, ce-o fi? Adică îl vedeam pe Băsescu Traian zilele trecute când cerea Soma serviciile de informații să vină la raport, să-i spună cine, cum, de ce le-a fotografiat pe cele două împreună la Paris. Nu-l interesa deloc ce căutau cele două împreună la Paris, ci-l interesa cine a făcut fotografiile. Ori acum o vedem pe cealaltă pupilă a lui Băsescu Traian, pe doamna Kövesi, spunând că nu-i frumos și a făcut întâia pupilă a lui Băsescu Traian, Udrea Elena Gabriela. Deci de aia zic, s-a stricat ceva acolo. Numai că, mă rog, mai mult spune că nu e bine ce a făcut chiar doamna Bica. Păi da.